Un, moment emoționant. Bănuiesc că te așteptai să faceți ceva scenariu, cum va arăta acest moment. Sincer, nu. Mi-am făcut niciun scenariu. Știam că va fi un final unde ne vom lua la revedere, dar nu mă așteptam să primesc tablou cu tricou, cu numărul, chiar nu mă așteptam și m-a emoționat foarte mult. Fetele te-au îmbrățișat. Ce urmează pentru tine? Bănuiesc după acest final de punct la CSM și în handbal. Da, pentru mine urmează numele familie, am dorit cel mai mult o familie și cel mai mult îmi doresc să am un copil și să devin mamă și ăștia vor fi pașii mei următori care în viața mea. Va fi o tigroaică sau un tigru? Nu știu ce vrea Dumnezeu să-l dea, e bine primit pentru că îmi doresc, cred că nu contează ce va fi, doar să vină. Vezi că s-a mai pus întrebarea, vei rămâne în lumea handbalului sau vei face o pauză, nu știu, o perioadă până te vei decide? Sincer, nu m-am gândit la asta și n-am spus-o și înainte că nu cred că voi rămâne în lumea handbalului, dar vreau să fac ceva pentru mine, vreau să fac ceva personal și cu totul altceva decât handbal, vreau să învăț alte lucruri, că sincer, am dat cu nasul în multe lucruri în viața asta și m-am gândit că, în special noi sportivii, când dăm cu capul și cu totul în viața reală, este cu totul altceva. Ce înseamnă această perioadă pentru tine la CSM București? Ai câștigat un trofee importante, poate cele mai importante trofee din cariera ta. Într-adevăr, a fost, în primul rând, a fost cea mai mare bucurie pentru că am venit după o perioadă foarte urâtă la Crim și abia așteptam să vin acasă, îmi doream. La început nu mă gândeam că va fi CSM și mai ales Bucureștiul, care este orașul unde m-am născut. Au fost niște ani minunați, cum am și spus, au fost și bune și rele, astea se întâmplă, este în sport, este la orice echipă, dar pentru că am putut să câștig cu această echipă trofeul Ligii Campionilor, nu știu, pot să spun că a fost una din minunatele mele echipe, nu vreau să o exclud nici pe Olchim, pentru că acolo mi-am petrecut jumătate din viață. Nu știu, ai avut o relație specială cu fanii, poate faptul că ai fost din București a contat, crezi că, nu știu, vei lăsa ceva și în urmă la capitolul acesta? Eu vă dați seama că îmi doresc asta, vă dați seama că orice sportiv îi place și își dorește să fie iubită de public. Eu sper să fiu eu iubită, Oana Manea, omul și persoana care sunt, felul meu de a fi. Eu cred că am fost un om destul de popular și am vorbit cu toată lumea. Sper să mă iubească și oricum eu îi apreciez pentru că ne-au susținut la fiecare meci și au fost alături de noi și asta contează foarte mult. Vedea în tribune la meciurile CSM-ului în sezoanele următoare, cu copil sau singur? Cu siguranță mă veți vedea, chiar am vorbit. Sper să-mi rezerve măcar două bilete să vin la toate meciurile, că cu siguranță, poate acum, nu știu, sunt foarte entuziasmată pentru ceea ce-mi doresc și încă nu simt, nu știu, dorul sau nu simt, dar cu siguranță îmi va lipsi pentru că mi-am petrecut jumătate din viață pe terenul de handbal și asta am știut să fac de mică. Și cu siguranță îmi va fi dor. Mulțumesc și eu. Baftă.